Da, băieții, suntem în comuna Gherechiu. Ce să vă spun de comuna asta? Vă spun de comuna asta, n-am ce să vă spun. O comună înspăimântătoare, atâta pot să vă spun. Pe din primărie am văzut că ieși 15 femei. Și Dumnezeu fac 15 femei într-o primărie cu o populație de 100 de oameni. Asta e primăria din Gherechiu. Da, băi, așa ceva n-am prins în viața mea. Ce am prins în spate, ai de capul meu. Până când n-am putut să filmez, că am avut puține baterii și mi-a trebuit de urgență, că am crezut că vreau să vină bagabonția după mine. Un sat mâncat, cel mai înspământător sat care l-am văzut până acum. Fai de capul meu, de capul meu, casele alea, toată murdărie pe acolo. Pagabons, haide, ca plin de rom, plin, tot mă întrebau că unde plec și că tine astea, și mi-a fost frică să mai filmez, de cu așa, îți mulți, mă, și când îți mulți sar la tine mai mult și e greu, că ei își dau puterul în altul, că așa e să ăștia, știi? Își dau puterul în altul și e greu să te scapi de ei, e greu și mi-a trebuit să sun la poliție, zic, bă, dacă e ceva, să sun la poliție dacă mă atacă ăștia. Cea mai înspământător loc după România care l-am trăit eu. Secueniu, ieșirea de Secueniu, acolo unde se casă la Dierom. Hai de capul meu. Și-o vitru la mine, hai la tine buletin. Zic, ce să am? Buletin. El mi-a dat buletin și nu știa bine românește. Hai la tine buletin. Tu ce mă, tu de aia, mă? Un căcat de om rupt de beat. Coptii. Uite și asta ce se uitea. Uite sunt oamenii înapoiați, fraților, prăzămii, uite-te. Sunt înapoiați, fraților. Oamenii sunt înapoiați și mă duc la altă comună. Hai de capul meu. Cel mai jalnic locuri de care le-am văzut până acum. Comuna asta și cealaltă. Hai de capul meu. Ce înspământător locuri și... Hai. Sărăcie și... Acum mi-am dat eu seama de unde încep combinațiile. Stai să mă, așa, nu știu românește, mă. Nu știu românește. Extraordinar. Cele mai spământătoare locuri care le-am trăit. L-am trăit acolo în spate. Adică, până când mâncau așa. Până când, între alei, cucuruzul și până astea am trecut pe acolo. Haide, capul meu. Mi-a făcut cumva să nu se iei după mine, știi? Cele erau la ei, urcau pe biciclete și mă ajungeam. Asta mi-a fost milă. Mi-am pregătit asta. Extraordinar. Da. Și acum iară mă duc până când, parcă văd. Așa n-au nici asfalt, uitați. Uitați, ce păcălește pe ăștia. Partidul ăla, uite, ce păcălește ea. N-au nici trotuar. Umblă ca șoareci în linie. N-au nici trotuar, nici asfaltul nu-i liniat. N-are nicio simetrie, nimic. Astea-s locuri uitate de pe fața pământului. Ei, vai și amar locurile astea. Eu nu știu ce fac oamenii ăștia pe aici. Nu știu. Da. Uite, lumea umblă pe stradă. Extraordinar. Da, trebuie să sunt la Gherechiu acum și mă duc pe altă direcție. Băi, ce fac? Mă duc pe aici că e soare. Vrei să trăiți? Auzit? Am salutat și nu m-am salutat. Așa e pe aici, fraților. Aici, sincer, mă simt străin. Deci în locurile astea, de cum am venit de ieri, de-al altele, în locurile astea, mă simt străin pe aici. Străin, frătic, în țara mea. În țara mea sunt străin, fraților. În țara mea sunt străin. Mă simt străin. Păi dacă ar fi să mănânci, ai murit de foame pe aici. Trebuie să-ți dea ei ceva. Tu ce mă de aici? M-a întrebat ea în spate că unde mă duc. Unde merg? Mă duc până în față că mai încoace și nici n-am stat că... Era acolo dezastru. Cel mai înspământătorul lui care l-am văzut din România, ăla a fost. Extraordinar.
unul cu chitara, un copil, cred că era, hai de capul. Un acolo, mizerie, hai de capul meu. Toate casele la fel făcute, toate erau la fel case, te picau jos. Ce știi când le-au făcut? Sărăcie, cred că cea mai mare sărăcie care am văzut aici. Și să cueni, oraș, n-are nicio simetrie, urât. E partea lor, băieți, ca românilor nu e aici. Ai românii n-au treabă. Aici sunt ei. Aici nu e nimic tipic românesc. Aici totul sunt cu ei. Da, acum mă duc și mă duc cu alt oraș. Acum sunt în Cheregiu și acum mă duc în alt oraș. Tot așa, altă comună. Eu normal de aici mai am 17 km până la Valea lui Mihai. Mai am 17 km. Mai am vreo 5 până în ala. Și pe acolo am o lungime de 10 km. Să văd cum o să fie. Da, parcă văd că nu o să fie asfalt. Parcă văd că mă bagare pe cucuruzul și pe combinații. Că e nou, zona e bună, ce adevăr zona. Zona că nu e umblată de mașini și nu e tirul și e bună, e bun de făcut traseu. Mai am 17 km. Normal până la 9 le-aș face 17 km, le-aș face. Dar să vedem cum e drumul, nu știu. Să vedem cum e drumul. Am venit o persoană de 5 km, am venit până câmp, în Cavaș, până câmp. Extraordinar. Da, să lăsăm asta, băieții. Sunt multe de spus. Vă poate mai fac o filmare mai încolo să văd ce traseu am. Că traseul îmi dă pe GPS, dar ciu-ciu, în câmp, mă zic. Păi dacă era noroi acolo, fai de capul meu. Era dezastru, nici nu puteam trece. Deja chiar am prins, mi-am făcut tata dida și deja plin de praf. Ciorap curat, tăți maro deja. Locul vai și amar de ele. Aici ei stau, deci zic că nu sunt români. Ești român, ești... Nu, da, și mă nerva și ăla, seară buletinul. Căcate, coptil. Ai buletin și că a avut buletinul în buzunar. Și mă îndru de el că avea și el buletin. Extraordinar ce. N-am cuvinte, bă, deci n-am cuvinte. Am rămas fără cuvinte, văzut, am rămas fără cuvinte. Și bă, drumul, cred că e la fel. Da, să termină la barieră, e acolo până câmp, tată. Până câmp. Așa e pe aici. Am văzut eu drumul că merg încolo, da? Vedem. Ce poți aștepta la orice aici. Mai am vreo 5-6 km până în ălălaltă comună. După aia, normal de aici am 17, apoi vedem. Uite, mă uit acum pe GPS că văd că-mi dă o curbă și cred că trebuie să mă duc înainte eu. Îmi dă aici o curbă și te văd în drum înainte și cred că înainte trebuie să o iau eu. Da, v-am pupat băieții și ne vedem un pic mai încolo. Ne vedem un pic mai încolo că pe aici altfel stau lucrurile, băieți. Vedeți-mă, aici sunt lucrurile altfel. Lumea nu știe românește, ai văzut, te salut și că nu știe să te salute pe românește. Da, v-am pupat și ne vedem mai încolo, să văd cum uit de pe te vezi curba asta și văd un drum înainte, cred că trebuie să mă duc înainte eu. Că cam acolo ar veni, vedem. Pa, pa și ne vedem mai încolo.